dimineața și bine v-am găsit. Pentru nativii din zodia Berbec se anunță o zi liniștită, fără agitație și tumult. Vor primi vești bune de departe. Taurii vor fi în centrul atenției datorită umorului debordant. Compania lor va fi la mare căutare. Gemenii vor avea parte de dispute familiale, însă calmul lor va reuși să detensioneze situația. Racii dau mult prea multă importanță detaliilor, ar economisi timp prețios dacă ar fi mai detașați. Ei sunt încăpățânați, au impresia că dețin adevărul absolut și cu greu vor renunța la punctele lor de vedere. Din acest motiv pot isca conflicte. Fecioarele se vor implica în toate activitățile casnice, deși nu vor fi tocmai pe gustul lor, însă își vor face datoria ca la carte. Balanțele se lasă cu ușurință influențate și riscă să ia decizii care le-ar putea costa mult pe viitor. Scorpionii sunt în mare formă și mulți dintre ei vor îndrepta atenția spre finalizarea proiectelor personale. Săgetătorii sunt prietenoși și amabili cu toată lumea. Acest fapt îi va face pe cei din jur să-i aprecieze și să le caute compania. Pentru Capricorn se întrevede o călătorie cu familia, vor avea multe motive de bucurie. Vărsătorii sunt foarte organizați și datorită acestui fapt nu vor întâmpina nicio dificultate în rezolvarea treburilor din program. Peștii se vor relaxa în familie și evenimentele frumoase nu îi vor ocoli. Acestea au fost predicțiile astrale, să aveți o duminică liniștită!